Ne trezim, respirăm, ne mișcăm, gândim, dormim, iubim, murim. Ne trăim existența cotidiană ca un dat și uneori baleem între marile întrebări fundamentale. Cine suntem și încotro ne îndreptăm? Viața în sine este o mare taină. Știm că existăm, dar aproape că nu știm nimic despre cum existăm. Putem defini viața în diverse feluri, absolut minunate, dar în mod real nu am ajuns la sâmburile adevărului, cel puțin pe cale rațională. Nu greșim dacă spunem că știința în acest moment știe mai degrabă ce știm că nu știm. Cu toate acestea, setea omului după cunoaștere a fost mereu un neastâmpăr care l-a împins să exploreze continuu, ca un fel de nostalgie a paradisului pierdut, așa cum mărturisea marele gânditor Mircea Eliade. Într-o ediție anterioară, în care am avut o invitată pe doamna profesor Mihaela Gheorghiu, anunțam, în premieră, apariția unei cărți, a unei cărți eveniment. Spuneam atunci că această carte ar putea însemna o mare revelație în demersul cunoașterii științifice. La acea dată, doamna profesor făcea o demonstrație extraordinară despre ceea ce înseamnă procesul uluitor al respirației. Tot atunci, dacă vă amintiți, dânsa ne vorbea despre cuvânt și energia care îl însoțește, despre faptul că inima omului poartă o pecete, misterioasă pentru unii, o pecete cruciformă, că există un câmp energetic care solidarizează celulele din organism, iar acest câmp ar putea fi pus în legătură cu ceea ce teologia numește drept Duhul lui Dumnezeu. Tot atunci vorbeam despre dragostea de mamă, despre ceea ce simte ea chiar și de la distanță despre copilul ei, în lipsa oricăror alte informații prin moleculele și celulele ce s-au creat și păstrat în perioada sarcinii. Iar această trăire poate dura toată viața, până când mama închide ochii. Ceea ce odinioară bunica de la țară cunoștea prin înțelepciunea ancestrală, spunând, ești sânge din sângele meu, ești viață din viața mea, asta știința cuantică poate demonstra. La acea dată promiteam că vom continua această discuție, iar astăzi mă bucur să o avem din nou alături de noi pe doamna doctor și mai mult să putem prezenta și cartea pe care atunci am promis-o telespectatorilor, o carte cu un titlu extrem de sugestiv, Viul de dincolo de materie, revelații cuantice în fiziopatologie. Doamna doctor Sărumâna, mă bucur că suntem din nou astăzi împreună. Și eu mă bucur. Și putem să ne ținem de promisiunea făcută data trecută celor care ne privesc. Iată că între timp cartea a apărut. A apărut, da. E o minune și pentru mine, dar a apărut. Plecând de la titlul acestei cărți, Viul de dincolo de materie, revelații cuantice în fiziopatologie, stăteam și mă gândeam la un curs pe care în facultate l-am avut cu unul dintre marii dogmatiști ai teologiei noastre. Și atunci definea revelația ca fiind lucrarea prin care Dumnezeu, treptat și în diverse moduri, s-a descoperit pe sine ca sens al creației, pentru că astfel, prin el, omul și prin om, întreaga creație să ajungă la sensul pentru care toate au fost aduse la existență. Și stăteam și mă gândeam dacă această definiție acoperă conținutul acestei cărți. În orice caz, cel care studiază, care citește medicină, care citește mecanisme, întâmplarea face ca eu să predau de mulți ani studenților mecanismele normale și mai ales mecanismele bolilor. Și tot citind și citind și studiind, vezi că încep să se repete niște lucruri. Vezi că mecanismele de reglaj care sunt valabile la o anumită scară a realității biologice sunt valabile și la o scară mai joasă sau mai înaltă și că totul se repetă. Este ca un tipar care se așterne pe tot ce înseamnă viu,
pe tot ce înseamnă viu sănătos și atunci începi să te gândești cine a creat acest tipar. Este foarte greu de crezut că tiparul acesta absolut armonic și minunat de funcționare pe care nici măcar nu îl cunoaștem în totalitate după atâtea miliarde și miliarde de ani de existență a Universului, e greu de crezut că nu se ascunde în spatele lui un creator. Oricât ai vrea să fii de orb, oricât ai vrea să fii de nihilist, nu poți să nu remarci asemănările. Nu poți să nu remarci că există un fir roșu care unește toate. Cine a unit? Cine a țesut firul roșu? Încep să-ți pui niște întrebări. Fiecare, după ce încearcă să răspundă la întrebările acestea, este dator cu o concluzie, cu un răspuns. Iar eu am început să scriu această carte într-o perioadă de restricție majoră. Era în primăvara lui 2020, când nu mai puteam ține cursuri pe viu. Trebuia să trimitem niște materiale online studenților, când nu mai existau posibilități obișnuite de comunicare pe orizontală. Și atunci singurul lucru care rămăsese era verticala. Acum depindea foarte mult de fiecare dintre noi sensul verticale pe care îl alegeai, în sus sau în jos. Mulți au luat-o în jos, mulți au luat-o în sus. Eu am încercat să ofer un dar studenților mei pentru că nu mai aveam nicio altă posibilitate de a schimba informație cu alți oameni obișnuiți. Și atunci a apărut această carte care explică mecanismele de funcționare ale viului, dar extinse în spatele moleculelor, în spatele atomilor, în spatele genelor, mai e ceva, este câmp, este comportament cuantic, este coerență, este o înțelepciune fabuloasă a acestui viu. Și ceea ce te uimește, dacă te duci și citești și mai mult, te uimește să constați că celula repetă niște mituri, niște mituri vii pe care omenirea le-a pierdut într-o perioadă destul de îndepărtată. În celulă au loc niște fenomene care pot să fie asimilate unor ritualuri cunoscute de foarte mult timp și care la momentul la care erau și practicate ofereau celor care practicau ritualul o conexiune directă în afara timpului cronologic obișnuit cu creatorul lor. În timp ce vă ascultam, mă gândeam la faptul că atunci când vorbim despre viu, vorbim despre viață, vorbim despre conștiință, aproape că noi nu știm nimic. Și am două exemple pe care am să le aduc în discuție. Atunci când ne aflăm în avion, la o distanță la care încă putem vedea Pământul și ceea ce se întâmplă deasupra, totul pare extrem de mic. Extrem de mic. Cu cât avionul se înalță, cu atât imaginea aceea dispare și rămâne doar o pată de culoare. Recent am trecut printr-un cabinet stomatologic și pentru că intervenția stomatologică nu a fost pe deplin acoperită de anestezie, a trebuit să suport pe viu, o lucrare de extracție a nervului. Când am văzut la final cât de mic era acel nerv, care nu a cedat la anestezie și care timp de 2 ore și pe mine și pe doctoriță ne-au chinuit, mi-am dat seama de fapt că nu doar că nu știm nimic, ci că lucrurile sunt într-o cu totul și cu totul altă direcție decât
ne-am așezat până astăzi din punct de vedere al științei materialiste? Vedeți, eu accept într-o lumină mai nuanțată lucrurile față de o anumită perioadă de timp, față de acum 1000 de ani, față de acum 500 de ani. Cunoaștem mult mai multe lucruri dacă luăm în calcul doar cunoașterea empirică, măsurabilă, prin aparate, prin instrumente de măsurătoare, pentru că s-a dezvoltat foarte mult tehnologia și ne oferă șansa să spargem niște bariere. Pe de altă parte, în momentul în care ai spart barierele și ai aflat un lucru nou, te uimește să constați că el are o corespondență în ceea ce oamenii știau de mii de ani. Sigur, într-un alt limbaj, într-o altă formă, dar era cunoscut. Știința care, acea știință care ajută cu adevărat omul să evolueze, oferă un alt limbaj pentru niște adevăruri universale. Și poate și alte soluții. Depinde unde te plasezi. Există, dacă vorbim metaforic, există lumină și întuneric în tot ceea ce e în jurul nostru și în tot ceea ce facem. Există lumina lui Dumnezeu, există lumina luciferică, există tot felul de forme de lumină, inclusiv lumină biologică. Totul depinde de zona în care tu te plasezi ca om de știință, ca medic, ca profesor, ca inginer, în care încerci să afli o parte a realității. Iată, o să fie mai puțin general ce spun când o să vă dau un exemplu simplu pe care îl povesteam studenților de anul 3 care învățau electrocardiogramă. Ca să putem înțelege pe ce direcție se derulează fenomenele electrice, cum se transmit câmpurile electrice în cordul nostru înainte de a apărea o contracție, era obligatoriu cu ochii minții să ne plasăm în afara inimii și să vedem direcțiile alea ca și cum eram niște observatori în afara sistemului. În momentul în care iei derivațiile la electrocardiogramă, pe care ori și cine le știe, pentru că e greu de crezut că cineva nu a avut vreodată o hârtiuță cu un traseu de electrocardiogramă, acolo primești niște semne și nu înțelegi nimic ce se întâmplă. De fapt, tu, ca medic, tu ca student, ieși din sistemul de observație general și intri în fiecare derivație, îți reduci fereastra spre realitate și afli de fiecare dată altceva. Depinde unde te plasezi, cât este de corect deschisă fereastra ta spre realitate și cât de bine interpretezi lucrurile și cu câtă bună voință și bună credință. Da, dar am să vă întreb. Vedeți, medicina contemporană este mai degrabă tributară unui tip de gândire care, pe undeva, pare să că a exclus sufletul. Nu spun că medicii sunt oameni fără suflet, dimpotrivă, Doamne ferește. Nu spun că medicina neagă credința sau neagă existența lui Dumnezeu. Spun doar că modul în care s-a dezvoltat medicina astăzi pare să că trebuie să facă o cotitură. Nu știu dacă eu sunt în măsură să spun asta. Eu sunt în măsură să vin cu exemple. Mircea Eliade, despre care vorbeați la început, pomenea într-una dintre lucrările sale celebre despre mitul eternei reîntoarceri. Și aș vrea ca toți cei care ne ascultă acum să accepte noțiunea de mit în sensul ei primordial, nu în sensul de fabulă, de acțiune care nu s-a, de eveniment care nu s-a întâmplat niciodată, de imaginar, de poveste.
ci în acea accepțiune inițială de act de creație, de act de cunoașterea originilor noastre. Și vorbea Mircea Eliade despre eterna reîntoarcere la origini pe care fiecare trăitor al unui ritual religios, pentru că de fapt asta era trăirea unui mit, executarea unui anumit ritual care îl conecta pe participantul la ritual cu un eveniment primordial, cu un eveniment inițial, această reîntoarcere la origini este practicată în fiecare clipă de structurile noastre. Am să vă dau exemplele de care spuneam mai devreme. Orice fel de celulă e modă acum, deci putem ataca primul exemplu vorbind despre limfocite, despre celulele imune. Limfocitul primește o informație, celula, entitatea primește o informație, vine ceva nou pe membrana ei și limfocitul își traduce informația respectivă într-un limbaj propriu, o transmite apoi amplificată către nucleu, către adâncul lui, către cetatea lui inexpugnabilă, care este nucleul cu ADN-ul, cu informația, cu codajul informațional, cu foarte multe lucruri pe care nu le știm. Și acolo, din nucleu, se generează răspunsul. Una dintre variantele, de câte ori limfocitul răspunde acele informații venite din lumea de din afară, el se întoarce la origini. Prin toate fenomenele pe care le declanșează, se transformă dintr-o celulă matură într-o celulă blastică, într-o celulă tânără, într-o celulă, dacă vreți, cu proprietăți embrionare. De fiecare dată, înainte de a declanșa un răspuns imun care să ne ajute pe noi, umoral sau celular, limfocitul se întoarce la origini. Este o întoarcere cât se poate de concretă. Orice fel de moleculă, orice fel de proteină, hai să spunem direct pe proteine, ca să poată să funcționeze, trebuie tot timpul să joace între două stări, o stare de origine, o stare de repaus și o stare excitată și obligatoriu să se întoarcă la origine pentru a putea trece din nou în stare excitată. Să ieșim și ce am spus este valabil pentru foarte multe tipuri de celule și pentru tot felul de structuri din corpul nostru. Să ieșim acum din biologie și să ne ducem și să înțelegem ce se întâmplă cu un individ care este părtaș unui ritual religios. În momentul în care conștientizezi participarea ta la acel ritual, tu ai șters timpul cronologic între tine și evenimentul inițial pe care îl mărturisește ritualul respectiv. Tu ești coparticipant, trăiești același timp cu evenimentul religios pe care semnificația evenimentului religios la care ești martor. Asta înseamnă că ești din timpul tău și intri într-un timp al lui Dumnezeu? Ești din timpul cronologic obișnuit, intri într-un timp sacru. Intri în acea origine a timpurilor în care ești, trăiești și respiri în același timp cu Dumnezeu. Depinde cărui ritual religios îi te închini. Mă gândeam pentru noi creștinii că participarea la Sfânta Liturghie, conștientă, înțelegând lucrurile înțelegând simbolurile care dau forță ritualului, asumându-ți-le, tu ești, devii contemporan cu Hristos, cu jertfa Lui, cu mărturisirea Lui, cu învățătura Lui. Este foarte important, cred eu, cu limitele mele de credință și de cunoaștere, să transmit celor care ne ascultă că ruperea de mit și de sacralitate
practic echivalează cu o rupere a rațiunii lor și a trăirilor lor de desfășurare evenimentelor divine, de pecetea divină care se derulează în permanență în interiorul lor, nu mai sunt conștienți, sunt depresivi, sunt speriați că s-a scumpit uleiul, sunt speriați că s-a scumpit benzina, dar nu mai știu că în interiorul lor este Dumnezeu care se reactualizează în fiecare clipă, care îi face înțelepți, care le dă posibilitatea de a domina toate realitățile. Este acel cuvânt al Sfântului Apostol Pavel care spune că de acum nu eu sunt cel care trăiește, ci Hristos este cel care trăiește în mine? Absolut de acord. Pentru că nu de puține ori am stat și m-am întrebat dacă noi avem despre noi conștiința că știm cine suntem, dar nu știm nici măcar cum funcționăm, atunci ar trebui să lăsăm pe undeva acest orgoliu, această ambiție de a ne revendica ca fiind suma tuturor lucrurilor și să ne dăm seama că avem prin acest mandat de a fi suma tuturor lucrurilor, de fapt, acea responsabilitate pe care Dumnezeu a pus-o în om încă din referatul biblic de la început, când a spus crește și vă mulțiți și stăpâniți pământul, dar această stăpânire nu înseamnă o asumare abuzivă a lumii, ci înseamnă o asumare conștientă, pentru că omul este o sumă de conștiință. O asumare creatoare și protectoare asupra realității din jurul său. Iată, eu vă răspund într-un alt mod. Treimea, Trinitatea, se întâlnește la tot pasul în biologie. La tot pasul, mă întorc la celulă. Celula are o membrană, o cetate exterioară. Are un conținut și o inimă care este nucleul. O treime. În nucleu există ADN, în afara nucleului și chiar și în interiorul lui există ribozomi și legătura dintre cele două entități o face ARN-ul. ADN, ARN, ribozomi. E o altă treime. E o treime fabuloasă despre care noi, cei care folosim mecanisme genetice de tratament la ora actuală și mecanisme genice, nu știm să o explicăm și totuși folosim aceste mecanisme. Revin la această idee, am mai spus-o, cred, cu ocazie, dar o reiau pentru că este importantă. ADN-ul codifică proteina care urmează să se nască. Acolo e banca de date. ARN-ul este mesagerul, putem să-i zicem Duhul Sfânt, putem să-i zicem Hermes Trismegistus, putem să-i zicem mesager. Preia informația și o transmite unui traductor fabulos care este ribozomul. Și ribozomul este cel care preia o anumită formă de limbaj și o transformă într-o proteină. Problema este că ribozomul, pentru a forma proteina, are nevoie la rândul lui de 50 până la 53 de proteine. Cine a fost ou, cine a fost găina? Dacă ribozomul este cel care a sintetizat prima proteină, dar el pentru sinteza acestei prime proteine are nevoie de 50-53 de proteine, cum s-au produs astea? Dar ADN-ul, care este ținta tuturor lucrurilor în biologia obișnuită, în biologia materialistă, hai să spunem așa, fără să fie nimic peorativ în asta, ADN-ul care codifică proteina nu se poate constitui, nu se poate sintetiza fără o enzimă care e proteină. Cine a fost primul, ADN-ul sau proteina? Nu avem răspuns. Și totuși utilizăm niște mecanisme pe care nu le cunoaștem în totalitate. Cel puțin în ceea ce se afirmă în lucrările științifice de la acest moment. Și atunci acea suflare de viață pe care Dumnezeu o aduce asupra omului, în chiar primele pagini din Scriptură,
înseamnă doar o simplă formă de a genera existență sau acea suflare de viață ar putea fi tradusă astăzi din perspectiva fizicii cuantice, ar putea fi de fapt un program pe care Dumnezeu îl plasează în om pentru ca astfel omul să ajungă la împlinirea sensului pentru care a fost creat. Cred că sunt doar modalități diferite de limbaj. Scriptura, tradițiile, nu neapărat iudaice și creștine, ci și celelalte, ale celorlalte religii și istorii. Vorbesc despre o forță, despre o lumină care se manifestă, despre un foc care coboară și se întoarce la sursă pentru a uni lucrurile. Oamenii de știință vorbesc despre o explozie primordială, au descoperit de mult, de 50 de ani, urme ale acestei explozii primordiale, s-a luat premiul Nobel pentru asta. Cred că sunt doar forme echivalente de limbaj care relevă același lucru. În orice caz, ceea ce trebuie să înțeleagă cei care ne ascultă este că între credință, între religiozitate și om de știință nu există o incongruență. Am să dau exemplu, deci nu este o părere a mea personală, am să dau exemplu un studiu care a fost efectuat de către Pew Research Center în 2009 în Statele Unite ale Americii pe cercetători de diferite vârste, care a dovedit că 51% dintre cercetători în ansamblu de toate vârstele cred în existența unui creator. 51% cred, 41% nu cred, iar restul, 8%, nu au dorit să se exprime. Adâncindu-se statistica, au început să pună aceeași întrebare, au analizat-o pe diferite grupe de vârstă și surpriză, dintre cercetătorii tineri sub 34 de ani, 66% au afirmat că ei cred într-un creator, ei cred în Dumnezeu. Pe când cercetătorii de peste 65 de ani, aici este paradoxul, cei mai mulți dintre ei au afirmat că nu cred în acest creator. Iată, deci oamenii de știință cred, mulți dintre ei, în existența acelui duh despre care vorbeați dumneavoastră, că este la originea tuturor, acelei forțe, acelei minți desăvârșite, acelui sistem fizico-matematic, arhitectonic fabulos care a constituit universul și tot ceea ce este în el, inclusiv pe noi. Aș mai vrea să vă mai spun un lucru și cu asta am să termin răspunsul la întrebarea dumneavoastră. În 2003, un genetician, Shalev, în 2003 a făcut un studiu pe toți premiații Nobel din 1901, de când s-a instituit premiul Nobel, până la momentul, la 2003, la care a făcut el studiu, și a văzut că dintre oamenii de știință care au primit premiul Nobel, 90% s-au afirmat participanți sau au afirmat că țin de o anumită religie. 90% dintre acești 90%, două treimi au afirmat că sunt creștini. Deci 90% dintre oamenii de știință care au primit premiul Nobel dintotdeauna, pe când 35% dintre cei care au primit premiul Nobel pentru literatură au afirmat că sunt atei. Deci iată diferența
între ceea ce crede un om de știință și ceea ce crede un literat. Așadar, mai degrabă găsim o consecvență de tip spiritual în cadrul oamenilor de știință, pe care de multe ori îi acuzăm de faptul că se opun religiei, sau nu neapărat că se opun, să spunem că au altă viziune decât are religia. Singurul risc din punctul meu de vedere, atât cât pot eu să înțeleg acum, singurul risc major la care sunt supuși cercetătorii care au ajuns la un anumit nivel, este să se substituie lui Dumnezeu, să creadă că pot să deruleze mecanisme, că pot să trateze oamenii, că pot să se substituie unor mecanisme instituite de miliarde de ani, inventând tot felul de modalități de a vindeca la prima vedere. Aici cred că este cel mai mare pericol. Poate să fie încununat cu succes și cu bine pentru evoluția omenirii, poate să fie o mare cumpănă. În rest, repet, cu cât un om de știință citește mai mult, extinde mai mult cunoașterea lui, este imposibil să nu regăsească o iscălitură care unește lucrurile. Aș face o precizare. Când ați amintit de anul 1901, această conexiune, am făcut-o pe undeva pe baza faptului că numărul camerei în care filmăm astăzi este 1901, este celebra cameră de la fostul Hotel Intercontinental, apartamentul imperial, și am spus că poate în viață lucrurile nu sunt deloc întâmplătoare. Dar să știți că mă mai preocupă un lucru care mi se pare absolut interesant. Pe undeva în secolul al VII-lea, Sfântul Maxim Mărturisitorul făcea o afirmație în cartea Ambigua extrem de interesantă și spunea așa: țesătura armonioasă a Universului este ca o carte care are drept litere și silabe corpurile diverse ale lucrurilor. 13 secole mai târziu, de data asta un om de știință, Nikola Tesla, spunea: dacă vrei să cunoști secretul Universului, gândește în termenii energiei, frecvenței și vibrației. Practic, știința de astăzi ajunge pe undeva să confirme ceea ce părinții bisericii, pe care de multe ori îi considerăm în mod nedrept persoane cu prea puțină carte, practic această știință ajunge să confirme ceea ce sfinții părinți știau din primele secole ale creștinismului. Și aici e marele mister. Sfinții părinți știau din primele secole ale creștinismului, știau prin educație, știau prin revelație, dar lucrurile erau știute și mai înainte de apariția creștinismului. Când ați vorbit mai devreme de exemplu dumneavoastră cu ceea ce considera că este adevărul lucrurilor Sfântul Maxim Mărturisitorul, m-ați făcut să mă gândesc la școala pitagoreică. Pitagora a trăit cu 500 de ani înainte de Hristos și a fost un personaj fabulos. A avut șansa de a se naște într-o familie educată, a primit o educație de la profesori de mare valoare, a fost inițiat în știința Egiptului, în misterele Egiptului, a căzut rob la perși, a avut o existență specială, după care s-a întors în țara lui de origine și a acostat cu vasul său în insula la Crotona, unde a instituit o școală, un fel de universitate în termenii de astăzi, care a fost fabuloasă și a pus amprenta pe toată spiritualitatea elenă de la secolul V înaintea erei noastre.
unde vreau să ajung, pentru că nu fac uz de istoria și de viața lui Pitagora așa doar ca să fie amuzant. Pitagora, pentru a primi novici la școala lui, îi ținea în așteptare între 3 și 5 ani și îi urmărea. Le urmărea comportamentul, avea oameni care făceau asta, urmărea comportamentul de zi de zi, urmărea interesul spre ce zonă se îndreaptă pentru novicele respectiv, după care cu greu, repet, între 3 și 5 ani de urmărire era admis în prima treaptă, cea a novicilor, iar novicii învățau să tacă. Ani și ani învățau să tacă, să se supună, seamănă cumva cu toate sistemele monahice creștine, după care, culmea, sunt obligată să o recunosc, a doua treaptă de inițiere era reprezentată de oamenii de știință. Nu erau așa de departe cum credem că suntem noi acum. După novici urmau oamenii de știință. Și atenție, oameni de știință pe vremea lui Pitagora, li se preda matematica, geometria, fizica, metafizica, o mulțime de învățături la momentul ăla despre care am cam pierdut destul de multe noțiuni. Deci oamenii de știință erau abia în treapta a doua. În treapta a treia, după ce învățai știința aceasta, hai să spunem profană, abia după aceea intrai în zona spirituală, în zona de cunoaștere a misterelor. Noi suntem oameni de știință, suntem jos, încercăm, mai ciocănim când și când la mistere și ne uimim de ce găsim și abia după această a treia treaptă de cunoaștere a misterelor, a originilor, a existenței sufletului în timpul vieții și după moarte, se trecea în ultima treaptă de inițiere, când, să stăm puțin și să ne emoționăm, învățau să administreze o cetate. Deci după ce treceai prin toate stadiile, învățai să administrezi o cetate și să dai legi, să împlinești legile. Deci administratorii și legiuitorii ieșeau din cei care reușeau să treacă prin toate furcile caudine ale acestei școli pitagoreice, unde eram cu 500 de ani înainte de Hristos și unde suntem acum. Rămâne să ne gândim. Ați spus cu modestie faptul că oamenii de știință au mult de asumat, au mult de învățat, au mult de înțeles, dar o spun așa într-o notă ușor ironică și cu puțină amărăciune. Astăzi, după un curs de formare de 2-3 săptămâni, poți să-ți iei un certificat care să-ți dea dreptul să fii formator de opinie și dacă în anii pitagoreici învățai să taci și 2-3 ani, aici devii un foarte bun speaker în care înveți pe alții nu ceea ce știi, nu ceea ce ai experimentat, ci ceea ce folosești de multe ori, acele cuvinte frumoase, șabloane care vând pentru ceilalți și care pe undeva duc oamenii în derizoriu. Nu vreau să fiu rău cu nimeni, dar am pe undeva senzația că acel duh de la începutul Scripturii care vine pe undeva să oculteze munca lui Dumnezeu se întâmplă astăzi mai mult decât oricând. Și am impresia că suntem într-o generație, într-o etapă în care lupta dintre bine și rău, între lumină și întuneric, e mai mare decât oricând. Pentru asta m-am amintit la început de mitul eternei reîntoarceri. E o cheie. Fiecare înțelege cum poate și cât poate a te reîntoarce în permanență la origine, printr-un ritual, printr-o credință, prin știința ta, înseamnă a-L mărturisi pe Dumnezeu.
Și dacă faci asta, ai intrat automat într-un aparții unui sistem de valori care exclude ceea ce spuneți dumneavoastră. Tot ce spuneți că se întâmplă nu are nicio legătură cu conștientizarea peceții divine pe care o purtăm fiecare dintre noi. Logos, mintea noastră, nu mai conștientizează lucrul ăsta, doar celulele, bietele de ele se întorc în permanență la origine, ele tot ciocăne și ciocăne și ciocăne, dar nu au puterea să ne educe mental că de fapt esența lucrurilor este acolo, în ceea ce fac ele, acolo este pecetea lui Dumnezeu. Pe noi ne interesează diplomele, ne interesează gradele, ne interesează... Știți, din păcate, oricât ne-am strădui, timpul rămâne un mare evaluator, dar și în același timp și un criteriu de referință, dar și un judecător. Timpul emisiunii aproape că s-a terminat. Pentru cei care și-ar dori să afle mai mult despre ceea ce ați amintit mai devreme, le recomandăm această carte. Nu este o carte ușoară, dar este o carte pe care dacă ai răbdare să o înțelegi, să o citești, îți va aduce multă bucurie sufletească. Este o carte care se adresează în primul rând viitorilor mediciniști. Și medicilor, poate mai mult medicilor decât studenților, dar și unora și altora, și psihologilor, și fizicienilor. Dar legat de această carte, care aparent este scrisă într-un limbaj care se adresează atât celor neinițiați, pentru că vor găsi răspunsuri simple, și celor care au un nivel de pregătire științifică mai înalt, dar dincolo de acest aspect, am să vă fac o mărturisire referitoare la ultima noastră întâlnire. După emisiunea de atunci, când ați vorbit despre importanța conștientizării actului matern, despre importanța și conexiunea dintre inima mamei și inima fătului, am văzut reacțiile ulterioare ale celor care au comentat. Sunt sute, mii de astfel de mesaje și câteva dintre ele mi-au atras atenția, pentru că acolo au fost mărturii ale unor doamne, ale unor femei, care după ce ați vorbit despre conexiunea dintre mamă și făt, au ales să păstreze sarcinile într-un moment de cumpănă în care aveau de ales între a păstra viața sau... Mă bucur dacă s-a întâmplat asta. Cercetările, știința empirică, știința profană, cercetările făcute de germani dovedesc că, indiferent dacă o femeie naște sau nu, celule din fiul ei, din fica ei, rămân în corpul ei toată viața. Și atunci, mergând pe aceeași logică, putem să ne gândim la faptul că viața este până la urmă cel mai de preț dar pe care Dumnezeu ni l-a făcut, dat fiind faptul că această informație de care spuneți se păstrează de la mamă la făt, dar dacă stăm să extindem subiectul, dat fiind faptul că întreaga umanitate primește viața de la cineva, acea conexiune nu va dispărea niciodată, chit că alegem să credem sau să negăm acest lucru. Dumnezeu e în noi, se manifestă într-o mulțime de moduri. Biologia o mărturisește. Faptul că noi acceptăm sau nu acest lucru este doar o alegere. Ne creează o datorie sau ne anulează o datorie. Și atunci ajungem la acea definiție, și anume că revelația este lucrarea prin care Dumnezeu treptat și în diverse moduri se descoperă omului ca sens al creației, pentru ca astfel omul și prin el întreaga creație să ajungă la împlinirea sensului pentru care a fost creat? Am să parafrazez
cu ceva, o să parafrazez cu un citat aproximativ din Sfântul Dionisie Areopagitul. Lumina lui Dumnezeu se coboară la fiecare dintre noi, ne umple de simplitate și ne unifică pentru ca să se întoarcă la Tatăl și să ne unească cu Tatăl într-o suflare. Suntem atunci când trăim cu adevărat, suntem structuri entanglate cu Dumnezeu. E în noi și, dar asta este un dar, cred eu, pentru mari mistici și pentru sfinți. Și dacă doar conștientizăm că suntem făpturile lui imperfecte, este un mare câștig pentru fiecare dintre noi.